Gata, este clar că se ascute competiția, se simte că se apropie finala și iată că aceste votări de cel mai slab versus cel mai puternic cuplu au stârnit, așa cum se așteptau cu siguranță, multe, multe discuții. Doamna Ana, ați văzut, vorbea cu Hatice și Mihai, mi s-a părut că încerca cumva să influențeze, să se gândească bine din punct de vedere strategic la ce votări urmează să facă și să elimine anumite cupluri. Cătălina, am văzut că a fost deranjată de faptul că a insinuat doamna Ana cumva că n-ar fi trebuit să voteze cel mai puternic cuplu, Cătălina și Vlad. S-a văzut ca și cum i-a părut rău de acest vot. Doamna Loredana, foarte înverșunată cu Simona, au avut niște replici destul de tăioase, mai mult doamna Loredana, care spunea că Simona stă ca mortul în timp ce Andrei o sărută, că nu exprimă nimic, mai ales după o noapte la hotel. Sigur ați văzut discuțiile, destul de dure, cum am spus, din partea doamnei Loredana. Dani și Diana râdeau la aceste cuvinte pe care le-a spus domnea ei, dar pe Simona am văzut-o foarte nervoasă, așa cum era de așteptat. Atâta timp cât cineva îți spune astfel de lucruri, nu poți să zâmbești, ci să te enervezi.